Asociația Sportivă a Suporturilor Fotbal Club Vaslui și Sporting Vaslui au pus bazele unui proiect de readucere a fotbalului vasluian în elita națională. La începutul acestui an, Sporting Juniorul Vaslui și Asociația Sportivă a Suporturilor Fotbal Club Vaslui au reușit să intre în posesia mărcii FC Vaslui, bătând palma pentru o colaborare care să readucă cea mai iubită echipă a județului în prim planul fotbalului autohton. La Silver Mall a fost organizată o conferință de presă la care au participat Cornel Cracea, Cătălin Popa și Costinel Botez, reprezentanții Sporting Vaslui, respectiv Andrei Mâță și Flavius Gorghieș, membri Asociației Sportive a Suporturilor Fotbal Club Vaslui. Da, ne dăm okay. Bună ziua, vă mulțumim frumos că ați răspuns invitației noastre. Conferința de astăzi este organizată cu scopul de a prezenta opinii publice din Vaslui și în special iubitorilor sportului în lege din oraș, direcția pe care urmează să meargă fotbalul din Vaslui în anii care urmează. Alături de mine i-am pe domnul Andrei Mânță, reprezentant al Asociației Sportive a Suporturilor Fotbalului Vaslui, domnul Cornel Cracea, antrenor al clubului Sporting Juniorul Vaslui, domnul Cornel Botez, Costinel Botez, mă scuzați, antrenor al Sporting Club Vaslui și domnul Cătălin Popa, director sportiv al clubului Sporting Vaslui. Sporting Club Vaslui. Numele meu este Gheorghe Flavius, de asemenea reprezintă Asociația Sportivă a Suporturilor Fotbal Club Vaslui. Conferința de astăzi va avea două subiecte principale pe care noi le considerăm a fi de interes pentru toți cei care au ținut. Țin și în continuare vor continua să țină cu pe ceva scuze. Fără a fi lipsiți de modestie, trebuie să afirmăm că în ultimii 6 ani de când FC Vaslui a dispărut de pe harta fotbalului vaslui românesc, cei care au dus spiritul FC Vaslui mai departe și l-au ținut viu au fost suporterii de la Peluza Nord Vaslui. Au fost ani grei, ani în care am întâmpinat foarte multe dificultăți, o perioadă pe care am reușit să o depășim, în principal datorită sprijinului pe care l-am avut din partea comunității locale, a publicului vasluian, care de fiecare dată când am organizat meciuri a venit în număr mare la stadion și asta ne-a dat un imbold pentru a continua ceea ce am vrut să facem. De asemenea, am avut noroc și de câțiva băieți care știu să joace fotbal mai bine decât noi și cu ajutorul cărora am format o echipă cu care am evoluat în Liga a 4-a timp de 5 sezoane. Datorită lor am reușit să ne ducem în continuare obiectivul, să ne facem obiectivul realizabil. Nu vă ascundem faptul că în ultima perioadă am avut demersuri, am pornit demersuri pentru recuperarea stenei FC Vaslui. Demersuri care, grație ajutorului conducerii Sporting Club Vaslui, în această iarnă au fost realizate. Așadar, astăzi suntem în măsură să vă anunțăm că stema FC Vaslui este oficial revenită, readusă la Vaslui, iar fotbalul local își reia adevărata identitate. Mai trebuie precizat că discuțiile pe care le-am avut cu partenerii noștri nu au fost lungi, asta și pentru că Sporting Juniorul Vaslui reprezintă singura punte de legătură pe care prezentul o mai are cu ceea ce a reprezentat FC Vaslui. Acești puști au crescut pe stadionul municipal din Vaslui, au crescut avându-i ca idol pe Wesley Adailton Smărtean și datorită acestor modele, în ultimii, cred că 10 ani, au obținut performanțe remarcabile la nivel național. Împreună cu ei am reușit să ne atingem obiectivul nostru, pe care noi îl considerăm ca fiind cel principal, acela de a recăpăta strema și de a reda fotbalul vasluian identitatea adevărată. Și tot împreună vom merge și de acum înainte, în anii care urmează, în așa fel încât fotbalul vasluian să revină acolo unde este locul, în micile superioare. Suntem convinși că împreună cu comunitatea locală, obiectivul de a readuce fotbalul vasluian în Liga 1, de a readuce fotbalul spectacol pe municipalul Vaslui, va fi un obiectiv cât se poate de realizabil. În continuare, voi
la cuvântul domnilor de la Sporting Club Vaslui pentru a spune câteva cuvinte în speță domnului Cătălin Tracea. Da, în primul rând, bună ziua. Mă bucur enorm de mult acest parteneriat care într-un final s-a realizat. Ne dorim ca într-un timp relativ scurt să ajungem din nou pe harta națională în culorile galben-verzi, adică ca și obiectiv al nostru pentru acești puști, la momentul de față, a fi promovarea în acest sezon în nivelul Ligii 3. Pe urmă, urmând, cu o mare dorință, mai ales din partea mea, să-și iau un ciclu normal și să ajungem pe harta fotbalistică la nivel de Liga 2. Dacă s-ar putea în următorul sezon, ar fi ceva extraordinar pentru ei. Eu îi consider destul de maturi la acest moment, lucru care mi-a dovedit prin jocurile amicale la care am participat și cred că sunt jucători de calitate atât timp cât ei fac parte din loturile echipelor naționale și mai nou apărând tot felul de oferte de la cluburi de Liga 1, Liga 2. Nu ne dorim acest lucru deocamdată, ne dorim ca acești copii să facă pasul către fotbalul mare prin orașul Vaslui. Sunt datori, datorită faptului că 10 ani din viață eu am petrecut mai mult ultimii lângă ei decât lângă familie și sunt dator pentru această echipă de a o duce la un nivel superior, în ligile superioare, după care va fi o altă discuție. Mulțumim mult! Ce să vă spun? Vreau să fiu cât se poate de scurt. Cred că astăzi fotbalul s-a reîntors acasă. Casa asta însemnând nu numai spațiul unde ne desfășurăm activitatea, ci familia largă, sportivi, suporteri, susținători, fani de toate vârstele. Să sperăm că vom reuși să lărgim această familie a fotbalului vasluian și să o readucem acolo unde a fost în decembrie. Bună ziua, vă mulțumesc că ați venit într-un număr așa mare la această conferință. Aș vrea să vă spun câteva lucruri. Ca fost jucător al echipei FC Vaslui, ca fost conducător al clubului FC Vaslui, mă bucur că astăzi pot să particip la această, să spunem așa, această reușită în care cele două entități sportive, ASS FC Vaslui, respectiv Sporting Club Juniorul Vaslui, și-au dat mâna pentru a duce mai departe spiritul galben-verzi. După cum ați văzut și dumneavoastră, în decembrie a fost o acțiune deosebită organizată de suport. Să știți că spiritul galben-verzi de la Vaslui a mai trăit prin cele două entități, Asociația Suporturilor, respectiv Sporting Junior. Mi-aduc aminte că acești copii, acum 10 ani, erau în spatele porții. Erau copii de mici, aveau idoli, fost jucători care au fost la Vaslui, aici mă refer la un Simultean, un Adaito, un Wesley, un Pap, n-aș vrea să mai uit pe cineva. Aș vrea să vă spun că în vara acestui an se întâmplă un lucru deosebit, se va întâmpla un lucru deosebit și sper că acest lucru să fie împreună cu promovarea în Liga 3. În acest an se fac 18 ani de la înființarea clubului FC Vaslui. 18 ani în care acești copii ei și-au sărbătorit majoratul pe terenul de fotbal. Suporterii își vor sărbători majoratul alături de acești copii. Haideți să sărbătorim în vară 18 ani și revenirea
echipei FC Vaslui pe harta fotbalului românesc. Mulțumesc! Vin în seara asta în fața dumneavoastră și cu bucurie pot transmite că FC Vaslui renaște. Noi, în urmă cu 6 ani, de fapt avem 6 ani de când am coborât din peluză și am coborât, am înființat un club de fotbal, l-am condus, am încercat să ne familiarizăm și cu această parte. Am dus-o la nivelul la care am putut-o acești ani, tocmai pentru a ține spiritul în continuare. Am plecat de la deviza FC Vaslui moare și am făcut asta. Astăzi putem spune că FC Vaslui renaște și își urmează cursul normal, cariera. Avem lângă noi niște parteneri de încredere. Acest proiect îl lansăm în momentul de față, dar el vine după o perioadă mai lungă de discuții. Am ajuns la un numitor comun și putem de astăzi înainte să mergem la aceeași masă și să urmăm același drum, având același scop. Deci să înțelegem cum doar sigla pe ceva suidă, doar să le dumneavoastră sau și titulatura tot ce înseamnă pe ceva suidă? Sistema inclusiv marca. Inclusiv marca. Da? Sistema marca, avem voie să-l adorați pe ceva suidă, va fi pe ceva suidă acum înainte sau da? Da, acest moment se poate folosi cel puțin generic până la schimbarea denumirii clubului într-o perioadă permisă de regulament. Adică asta însemnă perioada de bar. Dar la acest moment se poate folosi absolut legal acest brand. FC Vaslui. Sigur. Deci avem FC Vaslui. Absolut. Finanțarea cu vreo, de cine este asigurată? La acest moment, fiind vorba de un club non-profit, suntem asigurați din mai mulți oameni de afaceri care de-a lungul timpului au fost lângă noi, au rămas lângă noi, văzând că lucrurile sunt sănătoase. Îs convins că din această zi, cred eu că vor fi mult mai mulți alături de această echipă și de acest brand. La acest moment, lucrurile din punct de vedere financiar sunt destul de ok. Care sunt planurile echipei ducuți o să realizeze primul obiectiv? Primul obiectiv fiind cel mai important. Deci fiind promovarea în Liga 3. Da, nu vă ascundem faptul că ne dorim din primul an. Deci ne dorim din primul an să ne înscriem la promovarea în Liga 2. Știu că este greu, știu că poate va fi necesar să mai aducem 2-3 jucători de mare experiență lângă acești puști, dar vom încerca să nu pierdem vreme. Vom încerca chiar din primul an. Vor fi jucători noi în trecut? Suntem în discuții cu 2-3 jucători de perspectivă. Nu ascund faptul că sunt 2-3 interesanți la nivel local, care noi prin acest proiect vrem să fim o ușă deschisă. Și acestor jucători să reprezentăm această... să fim o locomotivă pentru ei la Vaslui. Adică nu orice club din țară își dorea un copil la Vaslui, era ca și plecat. Vrem să fim o primă opțiune pentru acești puști din oraș și din județ. Da, cu siguranță vor fi 2-3 jucători pe care noi îi alăturăm lucrul. Ați avut discuții cu conducerea CSM-ului? E posibil o viitoare fuziune? Nu cred. Din punctul meu de vedere, nu cred. Sunt două lucruri diferite și tot respectul pentru că sunt niște parteneri ai noștri de campionat, dar nu, la acest moment nu. Ce vă desparte? Bro? Ce vă desparte? E vorba de viziune, dar nu am stat la o masă ca să putem trage o concluzie. Și nici nu cred în momentul de față. Partenerii noștri sunt aici la masă. În acest moment. Nu știu dacă. Niciodată să nu spui niciodată, dar greu de cred. Greu.
Iar acești puști, să știți un lucru, într-adevăr au spiritul de FC Vaslui. Am încercat în decursul anilor să nu le împrăștiem visele, să-i lăsăm măcar, să credem visul lor și într-o zi FC Vaslui să renască. Sperăm că astăzi este ziua și Borna Zero pentru ei. Deci Vaslui, cu alte cuvinte, va avea două echipe de fotbal, da? FC Vaslui și CSM, nu? La momentul, Camerici, da. La momentul de actual, da. Da. Nici regulamentul nu permite astăzi o modificare radicală. Dacă discutăm tehnic, da? Tehnic, până ca vară, indiferent ce se vrea, da. A spus domnul prea cea mai devreme că partenerii noștri de astăzi sunt cei care au răspuns prezent. Noi am avut o solicitare în vară către CSM, tocmai din dorința de a rămâne aici. Nu s-a putut atunci. Asta e, vom rămâne cu parteneri din trecere și atât. V-ați gândit la centru de copii și junioți, în care la Liga a treia trebuie și cupe de junior? Vom rezolva toate problemele. Noi avem o strategie. Nu e normal să o afișăm. Vrem să ajungem și la momentul în care să reușim atragerea sprijinilor celorlalte cluburi din oraș. Discutăm inclusiv cu LPS-ul și cluburile private. Sunt prea multe în piața astăzi și cred că nu fac un bine sportului. Fotbalului, nu sport. Sportului, da. Dar fotbalului nu fac un bine. Valorile se împart în mai multe coșuri și vom rămâne etern furnizori de mici fotbaliști pentru alte cluburi. Ne-am dorit ca această direcție să se numească FC Vaslui din vară încolo și toată lumea să viseze din nou că va îmbrăca un tricou galben-verde. A mai existat într-un anume moment o astfel de emulație în piață. N-am reușit să profităm nici noi. Vinovați suntem și cei care au lucrat în FC și cei care au lucrat în DPS. Obiectivul imediat al Sporting Vaslui este promovarea în Liga a treia, însă antrenorul Cornel Cracea nu ascunde faptul că echipa vasluiană va încerca promovarea în Liga secundă încă din primul an de participare în eșalonul 3.